Salut, prieteni! Noi toți visăm la viitor. Vizualizăm cine vrem să devenim peste câțiva ani. Lăsăm pe mâine ceea ce putem face azi și ne gândim că avem o viață înainte. Nu ne grăbim să trăim, nu ne grăbim să primim plăcere de la fiecare zi și nici să petrecem timpul cu cei mai dragi oameni. Îl irosim pe chestii inutile și doar când e prea târziu, înțelegem cât timp am pierdut și începem să prețuim fiecare clipă. Timpul mult nu există, iar povestea micuței Laila May va fi cea mai bună dovadă. Și din păcate, ea nu are un happy end. Inima mea a fost ruptă în milioane de bucăți. Anume acestea au fost cuvintele scrise de mama Lailei, Heidi, cu lacrimi în ochi. Le-a postat pe pagina sa de Facebook, dedicată fetiței sale. Nu există ceva mai rău pe pământ decât asta. Această lume nu va mai fi la fel, fără frumusețea chipului ei aici lângă noi. Fetița din Oregon trebuia să aibă toată viața ei înainte, dar la vârsta de 2 ani a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4. Micuța a luptat câțiva ani cu boala teribilă și existau șanse, deși destul de fantomatice. Însă, încă cu puțin înainte de a 5-a zi de naștere, părinții au aflat că va fi ultima ei sărbătoare pe care o va avea. Încă un curs de chimioterapie, organismul epuizat al micuței pur și simplu nu va mai putea răbda. Când medicii au spus mamei că corpul ei e prea slăbit pentru a continua tratamentul, toți prietenii și cei din jur s-au adunat împreună ca să-i aducă atât de multă bucurie pe cât e posibil în timpul în care i-a rămas. Când mama a întrebat-o pe fetiță la ce visează cu ceva timp înainte de ziua ei, Laila a spus că vrea să simtă și să trăiască tot ce îi va fi luat de viitorul care nu va mai avea loc. Părinții micuței au încercat să încadreze în această ultimă sărbătoare a ei multe momente pe care ar trebui să le trăiască în viitor. Un număr mare de străini au participat la asta și au ajutat la organizare. În ziua de 31 iulie, prințesa lor a sosit la un adevărat bal. Ea era îmbrăcată într-o rochie ca din povești, cu o tiară frumoasă pe cap. Printre invitații erau prințese, sirene, supereroi. Trăsura a adus-o pe Laila într-o clădire stilizată într-un castel, în centrul orașului natal. Pe piață, sute de bărbați și femei necunoscute, adulți și copii au venit să o susțină. Toți erau gata la multe de dragul zâmbetului pe chipul acelui mic om, chiar dacă le era complet necunoscută. Intrând înăuntru, ea s-a pomenit într-un adevărat regat al cenușăresei. Laila iubește foarte mult prințesele și ei nu îi venea să creadă că totul se întâmplă cu adevărat. A fost organizată o ceremonie de absolvire și înmânare a diplomelor, pentru că anume această zi devine importantă în viața studenților. E ca un bilet în lumea maturității. La ei 5 ani ea a trecut prin acest moment, așa cum ar trebui să-l trăiască în viitor, foarte serios și responsabil. Toți cei invitați zâmbeau și aplaudau, iar fetița era în al 9-lea cer de fericire. Apoi a urmat căsătoria ei. Tatăl fetiței, Ryan, s-a pus într-un genunchi și a întrebat-o dacă este gata să fie unica pentru el pe pământ. Apoi a cerut mâna și inima, care de mult și așa îi aparțineau lui. Laila a spus da. După aceste cuvinte, pe toți au copleșit emoțiile. Tatăl și-a cuprins fiica abia ținându-și lacrimile. Ryan a dansat primul dans cu mica lui comoară. Iar aceste minute vor rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor. Laila a spus că i-a plăcut cel mai mult momentul când tatăl ei a plâns, deși ea nu înțelegea de ce. Probabil că era fericit, a adăugat fetița. Noutatea despre generozitatea întregului oraș și despre visul prințesei au ajuns în știrile din întreaga lume. Laila mai avea un singur vis, să danseze pe scenă cu Luke Bryan. El este un cântăreț și compozitor american de country, pe care fetița l-adora. De fiecare dată când îi aude piesele, începe să danseze. Dacă ar putea să fie cu el pe aceeași scenă în timp ce cântă una dintre piesele ei preferate, ar fi cel mai frumos cadou. Citind despre asta pe Facebook, Bryan a vrut să-i transforme visul în realitate. El singur a sunat-o pe fetiță și a vorbit cu ea pe telefon 30 de minute, apoi i-a susținut părinții. Ei erau impresionați de fapta făcută de artist. El a mai înregistrat un mesaj video special pentru Laila, unde a spus că ea și familia ei vor avea bilete VIP pentru următorul lui concert. El a vrut să o ia pe scenă când va cânta cântecul ei preferat. Dar, din păcate, fetița n-a reușit să meargă la concertul artistului său iubit. Starea ei s-a înrăutățit rapid și a fost internată în spital. Iar peste câteva zile, ea a pierdut lupta cu boala crâncenă, devastând inimile părinților.
Să și a rămas bun de la Laila, a venit tot orașul. Datorită oamenilor care n-au rămas indiferenți, ultimile săptămâni pe care le-a trăit au fost pline de momente de dragoste adevărată, emoții sincere și bucurie autentică. A spus tatăl Lailei: "Vă sunt recunoscător că ați făcut asta pentru noi." Fotografiile micuței care zâmbește, pe care apoi a postat mama ei pe Facebook, inspiră și azi mii de oameni. Prieteni, aveți grijă de voi și de cei dragi și prețuiți timpul pe care îl mai aveți. Și dacă v-a plăcut acest episod, puneți-ne un like și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe.